Uh, ați avut sau nu discuții cu Igor Dodon? Separate? Nu am avut discuții separate și am văzut că unii deputați au făcut uh, domnul a venit domnul a cu, că a venit cu uh, acuzații publice uh, Ultima întâlnire pe care am avut-o a fost pe 24 în ziua inaugurării și uh, cealaltă în ziua consultărilor publice. Astea au fost toate discuțiile. Nu am avut între uh, aceste perioade de la 24 decembrie Până în ziua consultărilor, până săptămâna trecută, nu am avut nicio discuție. Haideți cu Igor să clarificăm. Igor Dodon, într-o, mă rog, emisiunea pe care o are Dumnealui, zice că după consultările de săptămâna trecută cu fracțiunile, a rămas să discute separat cu dumneavoastră și ați găsit chiar un numitor comun. Vă înțelegeți că domnul Dodon consideră că discuția din cabinet până la ascensor a fost o discuție separată, e treaba lui. Discuția asta de două minute poate să o califice cum vrea. Am discutat de față cu colegii lui și am discutat inclusiv despre alegerea anticipate. Da, am încercat să, așa cum am făcut cu ceilalți reprezentanți ai fracțiunilor parlamentare, am încerca să discutăm dacă putem ajunge la o înțelegere pe alegerile anticipate. Nu am ajuns la această înțelegere, din păcate.